Haideți, domnule Antonio Pican, trimite-mi vocal. Dacă nu-mi trimiți un vocal, îți dau eu web. Să vezi. Ai 10 secunde. Sau sun la poliție. Oh, salut Antonio Pican oficial. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super extra nebun, pentru că astăzi o să facem o chestie extrem de specială. Și ținând cont că este o chestie extrem de specială, vreau ca înainte de a începe acest clip să rupeți, să bubuiți, să distrugeți butonașul ăla de like. Hai să facem, nu știu, 30.000 de like-uri pentru partea a doua, pentru că astăzi o să facem o idee nemai văzută și nemai întâlnită pe canalul meu de YouTube. Adică astăzi vom intra pe aplicația Instagram și vom căuta un cont fake cu care să vorbim și pe care noi chiar să îl credem că el este adevăratul Antonio Pican, pentru că sunt extrem de multe conturi fake pe Instagram. Singurul și unicul meu cont de Instagram este Antonio Pican. Simplu, legat, extrem de simplu, ăla e singurul meu cont, așa că să nu vă încredeți în alte conturi, pentru că toate sunt fake. Și că tot veni vorba de Instagram, primele 5 persoane care vor posta acest videoclip la ei pe story vor apărea la mine pe story și practic vor primi promovare gratuită. Followers, mulți followers pe gratis. Așa că ce mai aștepți? Pune pauză la clip, fă-mi un SS, postează-l pe story și hai să trecem la treabă. Să nu încurcăm fanpage-urile cu conturile fake. Fanpage-urile sunt niște pagini care fac practic niște edituri, niște clipuri pentru noi și vă mulțumesc pe această cale tuturor fanpage-urilor. Iar conturile fake sunt niște copii sau niște oameni mari care încearcă să se dea drept eu, care poate să vă zică și: hei Mariana, îmi dai contul tău de Fortnite pentru că eu sunt Antonio Pican cel adevăratul. Wow, este Antonio Pican adevăratul cu siguranță, o să-i dau contul meu de Fortnite. Aha, ce fraier e ăsta, i-am furat contul de Fortnite. Oh nu, Antonio Pican mi-a furat contul de Fortnite, ce urât. Și așa se pot întâmpla multe. Așa că unicul și singurul meu cont de Instagram este Antonio Pican. Dați mare follow chiar acum, pentru că vor urma foarte, foarte multe giveaway-uri acolo, așa că mare fală. Bun, și hai să trecem la treabă. Suntem aici pe un cont de Instagram pe care l-am creat eu cu mult, mult, mult timp în urmă. Nu știu ce are numele Coffee Duke. Habar nu am de ce are numele ăsta, dar o să dăm aici edit profile și o să-i schimbăm numele în, nu știu, hai să-mi pun un nume de ăsta, un nume din ăsta care să pară credibil. Hai că dacă tot vorbim de Marian Fortnite, scrie acolo 14 days. Marian Fortnite 14, asta sunt de Marian Fortnite 14. Vreau să văd acolo în comentarii mare spam cu Marian Fortnite 14, că dacă nu mă înfurii rău de tot. Dăm don, perfect. S-a creat contul. Ok, o să lăsăm poza de profil pentru că este destul de picantă. Abia aștept să scot noul site de merch-uri care va fi absolut extra picant, așa că stați geane, pentru că la începutul lunii septembrie vom da startul unui site bomb. Înainte să încep filmarea acestui clip am căutat foarte, dar foarte, foarte multe conturi fake. Am găsit vreo 5, să sperăm că din 5 o să mă răspundă măcar unul. Așa că haideți să începem cu primul. Parcă era Antonio Pican. Uite, ăsta e contul meu adevărat. Nu. Și poza asta pe care o vedeți chiar aici este poza pentru noul concert pe care vom avea pe data de 13 septembrie în București, pe insula de pe lacul Fundeni. Așa că aveți link în descriere dacă vreți să vă luați și voi bilete, dacă vreți să ne întâlnim, să cântăm împreună, să ne distrăm. Așa, un concert specific back to school, ultima distracție înainte de a începe școala. Așa că cumpărăți bilet chiar acum, pentru că va fi awesome. Ok, hai să trecem la căutare. Deci era Antonio Pican oficial 1, parcă. Ăsta e. Mamă, dar câte conturi cu Antonio Pican oficial 1. Nu pot să cred. Jesus Christ. Și când am căutat eu înainte găsisem doar vreo 5-10, deci și acum vom vin cu sutele. Auziți aici, mare, mare descriere pe lângă numele de Antonio Pican punct oficial 1 și pe lângă poza aia cu mine de la piscină în care arăt absolut superb. Hai că arăt. Avem următoarea descriere a contului. Contul meu oficialul. Haide. Pam, 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 pam. Dacă vâră promovarii, scrieți-mi în privat. Ăsta e singurul meu cont. Ăla mare a fost spart. Băi, să știți că al doilea rând chiar e scris destul de corect. A pus și virgulă. Băi, Antonio Pican punct oficial 1. Puteți să puști măcar o diacritică la scrieți-mi acolo, unii la promovări. Mă rog, să fie măcar mai oficial dacă tot ești Antonio Pican oficial. Hai să vedem. O să-i dăm chiar acum mesaj, să sendă mesaj. Are contul privat și are 600 de urmăritori. Deci, practic, a păcălit 600 de oameni să-i dea follow, crezând că el chiar e Antonio Pican. Deci, mi se pare tare în același timp, dar foarte urât în același timp. Hai să-i scriem. Salut,
asta. Salutare, Antonio. Antonio Pica. Salutare, Antonio Pica, oficial. Aoleu, aoleu. Ia să vedem dacă îmi va răspunde. Mamă, este 5.03. Hai să vedem până la ce oră îmi va răspunde. Și parcă vezi, anul 2021, ora 8. Încă nu a răspuns. Și ar putea să postez acest clip la Paștele Cailor până ne răspunde individul, pentru că deja este ora 5.05. Ați putea să vă duceți în descrierea acestui clip pe linkul care vă va duce către concertul pe care îl vom avea eu și iubita mea pe data de 13 septembrie, chiar înainte de a începe școala. Să vă luați chiar acum un bilet și să ne întâlnim acolo, să ne distrăm împreună. Antonio Picaro oficial, unu, te rog, răspunde. Multă lume spune, în loc de sunt fanul tău, spune ești fanul meu. Și o să-i spun acum: ești fanul meu numărul 1, Antonio Picant, Picantul. Antonio Picantul. Haide, Antonio Picantul, răspunde-mi, te rog. Dacă nu va răspunde acest Antonio Pican oficial, o să trebuiască să merg la alt Antonio Pican oficial. Cred că la Antonio Pican oficial 2. Unul nu ne răspunde și na. Haide, Dumnezeule, Antonio Pican. Wow! Răspuns Antonio Picaro. Doamne, nici dacă, doamne, și acum ceau mătării nu-mi răspundea și nu mergea bine așa clipul. Ia uite, da, typing. Mama! Mă, chiar mă simt de parcă mi-a răspuns Antonio Picaro. Mamă, dar ce țăfnos, doar da, așa simplu, adică. Bă, dar ce arogant e Antonio Picaro oficial ăsta 1, doar așa un da simplu, adică. Bine, că putea să-mi dea și sin, adică să mă mulțumesc măcar cu atât. Ia, hai să vorbim cu el. Eu nu te cred, ești chiar tu? Păi, spune, chiar nu vine să crede, adică chiar nu vine să crede. Urmăresc în fiecare zi, ci că da, sunt! Oh my god! Doamne, ia să vedem ce zice, ia ce capodoperă îmi zice. O să zică, da, mulțumesc mult! Îmi faci și mine o promovare. Cu ce ocazie să mă contactez? Fac și mie o promovare. Îmi faci și mie o promovare. Te rog frumos, eu mă joc Fortnite. Dacă îmi faci și mie o promovare lui Marian Fortnite 19. Atenți, haide, ia să vedem. Nu știu dacă v-am spus planul meu diabolic, dar vreau să ajung la un punct al conversației în care să-i dau web și să mă arăt pur și simplu la web, să văd ce reacție are, să vedem dacă o să aibă tupeul să-mi dea web, să-și arate fața fake-ul ăsta. Dar haideți să vedem dacă fake-ul va avea tupeu. Ia să vedem. Bă, da, mai greu, măi, Antonio Pican, cred că editează ceva, cred că, nu știu, cred că filmează vreun vlog sau ceva Antonio Pican ăsta, că e cam șmecher așa. Da, uitați cu ce ocazii mă contactezi. Nu ocazie. Dacă vrei promovar, trveu e să îmi dai ceva în schimb. Pot să îți dau un cont de Fortnite. Pot să-ți dau un contul de Fortnite. Vr. Ia să vedem dacă acceptă. Dacă acceptă cu contul de Fortnite, e clar că este chiar Antonio Pican. Stai, dacă o fi. Dacă ăsta chiar e Antonio Pican adevăratul și eu sunt Antonio Pican fake. Vedem dacă ne răspunde. Ia că scrie, ia. Dar cu ce iteme este contul? Iteme. Este cu foarte multe skine și arme și are level maxim. Nu știu, că habar nu mă joc Fortnite, dar fiecare joc are level, fiecare joc are arme și skinuri. Așa că am spus, are multe skine, arme și le maxim level. Nu știu dacă are arme Fortnite-ul, dar la cum scrie, cu siguranță o să mă creadă că există și arme în Fortnite. Ia să vedem. Vr, omg, nu, în vână, să te cred, Pican real. O să-l întreb următoarea mea întrebare pe care vreau să-i o pun. O să fie: Antonio, dar de ce ai 600 de follower? Ia să vedem. Da, deci vr. Ia să vedem dacă vrea. Deci vr. Ia să vedem, am făcut rost de o promovare de Antonio Pican. Mamă, vrea mamă, o să primesc promovare de Antonio Pican. Antonio, dar de cât ai doar 600 followers? Ești fake? Ia să vedem, e fake? Mamă, dar vedeți că am scris destul de corect. Nu! Nu vă să cred! Doamne, ia! Nu! Ia să vedem, explicația. Dar de cât ai 600? Mi-a fost spart contul mare. Îmi pare rău. O să fie bână. Eu sunt sânătă alături de tână.
Pentru Antonio Pican oficial 1. No, 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 no problem. No problem. My brother. Mi casa es tu casa. Corazón, da. Mă scuzați, am uitat la câteva seriale în spaniolă și am luat ora. Ia să vedem ce ne spune Antonio Pican. Ia uite, bă, mi-a dat și inimioare. Ia să-i spun acum, dar tot nu te cred. Ia să vedem, dar tot nu te cred. Mi trimit un vocal, te rog, rog. Sunt, ești fanul meu numărul 1. Ești fanul meu NR1. Ești fanul meu NR1. Probabil chiar e fanul meu NR1 dacă și-a făcut și cont fake. De, gen, acum chiar are logică chestia asta. Nu pot suna masă cu părinții. Te rog frumos, îți fac o donație puternică. PLS. Ia să vedem. Dacă îmi trimite vocalul, o să intru la bănuiel. Poate el chiar e Antonio Pican cel realul. Îți dau mai încolo după ce mănânc. Ești fake, du-te de aici. Ești un rău, nu ești Pican adevăr. Ci că nu sunt, îți dau acum. Chiar vreau să aud. Vreau să aud vocalul. Ia. Chiar sunt curios dacă chiar îmi trimite vocal. Ia te trimite să te văd. Ia mă, ia chiar trimite? Păi ești nebun? Bă, dacă e Antonio Pican adevărat. Hai că au trecut 10 minute până îmi trimite vocal și nu mai îmi trimite niciun vocal. Dar cred că am închis cu chestia asta, serios. Haideți domnule Antonio Pican, trimite-mi vocal. Dacă nu-mi trimiți un vocal, îți dau eu web. Să vezi. Aici Antonio Pican realul. Te spun la poliție. Mamă, ia să vedem. Cred că trebuie să-mi răspund la asta cu te spun la poliție. Neapărat. Ia uite, mi-a dat sin. S-a speriat copilul. I-a spus că-l sun la poliție. Acum ați trimis. Ai 10 secunde. Sau sun la poliție că ești fake. Gata. Vrea seama că acum glumesc cu el doar ca să-l sperie așa, să nu-ți mai facă conturi fake. Dar vrea seama că într-o situație de genul ăsta nu puteți să sunați la poliție să spuneți că acest cont este fake. Chiar nu vă îndemn să faceți chestia asta. Dar fac chestia asta doar ca să-l sperie. Să vedem ce reacție o să aibă el. Că după oricum o să-l sun pe web și o să vadă că sunt eu adevărat. Dar oricum furtul de identitate sau crearea unei pagini fake, deci crearea unei pagini fake a unei persoane publice este sancționată penal. Adică nu vândem să faceți chestia asta pentru că chiar nu o să fie deloc bine. Haide Antonio Pican oficial unu răspundere. Hai că i-am spus că are 10 secunde, i-am dat 10 minute. Gata, sigur ești fake. I-am zis-o, gata, acum deja a intrat în panică. Ia să vedem. Ia că scrie. Mai are tu pe usă și scrie. Vrei să scând mai bine? Da, hai, trimite. Ia să vedem. Hai trimite că tu cânti frumos. Ia. Că tu cânti frumos. Dacă chiar îmi trimite vocal, s-a terminat șmecheria. E Antonio Pican cel real oficial. Atenție. Bă, mi-a trimis vocal. Ia. L-a șters. Hai bă, Antonio Pican oficial, că nici n-am apucat să-l ascult. Și acum am scris și nu mai îmi scrie. Ce naiba are? Dar cum a putut el să cânte la masă? Unde cânta cu mâncarea în gură? Gen. Ia uite bă că mi-a trimis vocal. Ia să vedem. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Bă, ești nebun. Pot să te sun pe web, Antonio. Te rog frumos, fac orice. Mamă, ești nebună ca... Vreau să facă sigur, este o înregistrare. Adică să nu vă încredeți, fraților, să nu vă încredeți. Doar dacă mă sunați pe web și chiar vă răspundeți și vă zic da, salut, chiar sunt eu. Asta ar fi ceva, da. Nici atunci să nu vă încredeți. Te rog, un min, că vă băi cu tână. Vrei? Sunt la masă în continuare. Păi cum ai cântat de la masă? Cu eco. E înregistrare. Escrocule, ești prost. Ha. Fake. Eram plecat. Mamă, i-am zis-o. O să fie război. Răspunde pe web dacă ești tare în vorbe. Ia, hai să-l sunăm pe web. O să-l sun pe web și o să-l sperii groaznic. Ia să vedem. Dar nu știu dacă o să-mi răspundă, dar o să încerc. 3, 2, 1. Ia să vedem dacă o să răspundă. Trebuie să plec. Hai mă, răspunde. Hai, Antonio Pican oficialul nu răspunde. Bine! Răspunde! Îi ți răspund! Didn't join, call again! Call again, că e nebunie! Ia. Salut Antonio Pican oficial! Bă, de ce ești mă fake? De ce ești fake? Zi bă, Antonio, de ce-ți faci contru fake, a? Nici nu ți-arăți fața, arată-ți mă fața!
Mi-a închis, bă. Probabil s-a speriat. Ha, ești un fake. Da, mă, că nu vine să cred. Băi, ești chiar tu? Da, o să apari pe YouTube. Mamă! I-am făcut-o, serios. Da, o să apar pe YouTube. Să-i trimit vocal. Data viitoare să nu-ți mai faci cont fake. Mai bine să faci un fanpage decât să-ți faci un cont fake și să mă susții, pentru că așa o să fii mai mult apreciat de mine și o să apar pe story și chestii de gen. Și că te rog, nu. Salut, zi frumoasă. I-am zis-o. Ei bine, guys, cam acesta a fost acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like, să dați un share pe Instagram, dacă tot a fost acest clip bazat pe Instagram. Nu uitați să vă cumpărați un bilet la următorul nostru concert, al meu și al iubitei mele, cea mai frumoasă, Bibi, pe linkul din descriere. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare, adică până la următorul daily vlog, pentru că următorul sigur va fi un daily vlog, pentru că am văzut că vă plac daily vlogurile. V-am pupat! Pa!